Sfârșitul săptămânii trecute a adus spectacole dedicate Zilei Femei în aproape toate localitățile din preajma Pașcaniului. Sâmbătă 9 martie, la Clubul Copiilor, sute de copii din municipiu, dar și din comunele din împrejurimi, unde sunt subfiliale ale instituției, au pus în scenă momente deosebite, pregătite cu grijă pentru cea mai iubită persoană pentru ei, mama. Spectacolul a durat aproape 3 ore și a integrat teatru, dans și muzică. Și în comuna Tătărușa, Centrul Cultural Alexandru Vasiliu a fost un spectacol tradițional. Copiii din ansamblul Bucovina Mică, îmbrăcați în straie populare, s-au pregătit cu cântece, poezii și dansuri tradiționale. Alături de copiii din comunitate au fost și îndrăgitele artiste Claudia și Bianca Martinică. Mulțumim tare! Să vă rezultăm, așa cum vă spuneam la început, să vă gândiți de dumneavoastră de plași și cu așa oameni dați voie, oameni de frunte, cu așa oameni nu se poate în această mare, mare comunitate să nu înflorească și să nu fie așa cum este de fiecare dată. Eu am auzit numai lucruri minunate, apreciată. Sunteți oameni de frunte, Doamne ajută, mulțumim și să ne vedem mulți!
Cele două spectacole pot fi urmărite integral pe canalul de YouTube al televiziunii locale BIT TV.